În anul 1520, Martin Luther, unul dintre cei mai mari reformatori, a scris un tratat numit Libertatea creștinismului. Și a început cu acest paradox. Un creștin este un domn perfect liber, da, nesupus nimănui. Un creștin este un slujitor, supus tuturor. Iar apoi el explică. Aceste două teze par să se contrazică reciproc. Dar ambele sunt declarațiile proprii ale lui Pavel, care spune în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 19, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor. Iar în Romani, capitolul 13, scrie să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Dragostea, prin natura ei, este gata să slujească și să fie supusă. Strategia apostolului Pavel este dragostea. Este exact ceea ce a spus în Galatenii, capitolul 5. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Care este aplicația? Folosește-ți libertatea pentru a iubi. Iar acest lucru să se vadă prin faptul că ești gata să slujești. Asta scrie Pavel că face în versetul 19. Căci măcar că sunt liber față de toți, m-am făcut robul tuturor. De ce? Ca să câștig pe cei mai mulți. Putem să vedem lucrul acesta și mai clar prin cele trei lucruri pe care Pavel le spune despre legătura pe care o are față de lege. Haideți să privim ce spune apostolul Pavel. Primul lucru, versetul 20. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege. Măcar că nu sunt sub lege. De primul lucru pe care îl spune este acela că el nu este sub lege. Al doilea lucru, versetul 21, cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Deci Pavel spune în al doilea loc, în versetul 21, că nu este fără o lege a lui Dumnezeu. Prima dată nu este sub lege, dar a doua oară el nu este fără o lege a lui Dumnezeu. Iar a treia oară, tot în versetul 21, spune, ci sunt sub legea lui Hristos. Deci putem să vedem trei afirmații despre relația, legătura pe care apostolul Pavel o are cu legea. Eu nu sunt sub lege, eu nu sunt totuși fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Desigur, aceste lucruri trebuie să le avem în minte, deoarece există riscuri atunci când iei exemplul apostolului Pavel în evangelizare și te faci totul oamenilor. Le adopți modelul, stilul sau cultura. Din dată ce spui m-am făcut robul tuturor și m-am făcut tuturor totul, vei fi în pragul idolatriei și al compromisului, al lumii și al păcatului. De asemenea, este adevărat că mergi pe muchia cuțitului între un separatism lipsit de roadă și oportunități, fără principii. Dacă cădem în separatism lipsit de roadă, nu vom fi de niciun folos, deoarece nu am avea nicio conexiune, legătură cu cei pe care dorim să-i mântuim. Iar dacă cădem pe cealaltă parte, da, oportunități fără principii, nu vom mai fi de niciun folos pentru că suntem exact ca lumea. Deci întrebarea este, cum ne păstrăm credința, libertatea și zelul pentru a câștiga și mântui oameni și asta nu doar prin a-i copia pe ei? Răspunsul este că trebuie să te gândești în mod serios la relația ta pe care o ai cu legea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Pavel. Și la ce ar trebui să ajungi este asta. În calitate de creștin, eu nu sunt sub lege. Așa e, eu nu sunt obligat să-mi câștig mântuirea prin lege și nu sunt obligat să trăiesc conform reglementărilor ceremoniale, ca de exemplu circumcizia, sărbătorile, fără cusături de un anume fel, fără textile amestecate, să nu mănânci anumite cărnuri, dar să nu-mi tai barba în colțuri și altele. Dar sunt liber să mă duc în casa unui ateu, unui umanist, unui agnostic și să mănânc tot ce-mi pune pe masă pentru a-i câștiga. Uitați ce scrie apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați, din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de cugetul altuia? În calitate de creștin, eu nu sunt niciodată fără legea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 7, Pavel scrie că tăierea împrejur nu este nimic
și netăiarea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Acesta este un verset chiar remarcabil. Deoarece spune că tăierea împrejur, care a fost o poruncă din partea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, este chiar neglijabilă pentru creștini. Dar poruncile lui Dumnezeu nu sunt neglijabile. Acesta este un verset chiar remarcabil. Spune că tăierea împrejur, care a fost o poruncă din partea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, este chiar neglijabilă pentru creștini. Dar poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu nu este neglijabilă. Și acum vom vedea la ce lege se referă Apostolul Pavel. Această lege a lui Dumnezeu este definită pentru noi în versetul 21 prin sintagma legea lui Hristos. Noi suntem sub legea lui Hristos. Aceasta este legea dragostei. În Galatenii, capitolul 6, Pavel spune: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea lui Hristos este legea care împlinește toate legile. Galateni, capitolul 5, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți cum numește Iacov această lege a libertății? Iacov, capitolul 2. Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Deci legea royală este legea care oamenii liberi se supun de bună voie, deoarece aceștia sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Asta spune și Apostolul Pavel în Galatenii, capitolul 5. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Deci te invit să porți rodul dragostei și astfel te supui cu bucurie legii lui Hristos, legii iubirii. În libertate, de dragul iubirii, haideți să încercăm să depășim diferențele inutile și care ne-ar îndepărta de persoanele pe care dorim să le câștigăm și să le salvăm. Fiind liber de dragul iubirii, înveți limba engleză dacă ai pe cineva apropiat care nu știe română, cel puțin cât să-i prezinți Evanghelia. Fiind liber de dragul iubirii, mănânci cina în felul în care cealaltă persoană mănâncă. Fiind liber de dragul iubirii, te îmbraci cât de cât ca un om normal, ca un român normal, decent. Nu trebuie să vin ca puritanii cu robe negre peste tot, dar pentru că nu îi vom convinge pe oameni, mai mult îi vom speria. Fiind liber de dragul iubirii, putem să intrăm în discuții normale despre sport, hobby-uri, bucătărie, mașini. Și toate acestea în timp ce suntem cu mintea trează și vigilența asupra inimii noastre, pentru a o supraveghea să fie în permanență sub legea lui Hristos. Și doresc să închei prin a vă lăsa două teste, dar două filtre, prin care putem să ne evaluăm dacă ceea ce facem, facem bine sau nu. Primul rând, gândirea ta devine mai lumească decât gândirea lor devine mai spirituală? Dacă este așa, cel mai probabil ai trecut de linia pe care legea lui Hristos o pune. Hristos nu te cheamă să-ți pierzi sfințenia, ci să o câștigi pe a lor. Al doilea test. Dorința ta pentru a-i câștiga, da, a-ți câștiga familia, prieteni, crește sau se micșorează pe măsură ce te faci totul pentru ei? Dacă se micșorează, atunci nu te afli în acel moment sub legea lui Hristos. O scurtă sumarizare a tot ceea ce am parcurs împreună în aceste două episoade. Hristos a murit pentru a ne elibera. Apoi, El ne-a eliberat de mânia lui Dumnezeu și de limitele fără iubire ale legii. Apoi, fiind liberi, putem să iubim și să avem viața eternă. Ne folosim libertatea pentru a face vestea bună de cunoscută oamenilor? Suntem atât de separatiști încât nici măcar nu aruncăm o privire către un necredincios? Sau suntem atât de lumești încât necredincioșii nu știu că avem ceva radical în noi? Dumnezeu să ne ajute să ne folosim libertatea pe care o avem în Hristos pentru a deveni slujitorii tuturor, pentru ca să-i putem salva și câștiga pe alții pentru gloria lui Hristos. Acesta este adevărul, pur și simplu.